Una dintre problemele generațiilor mai vechi, ăștia născuți înainte de 89, e că nu știm să ne luptăm pentru drepturile noastre. Adică ne-am obișnuit să vociferăm puțin, să ne îmbrâncim vreo 5 minute, dar dacă ni se spune că nu se poate, frate, asta e, nu se poate. Doar n-o să ne apucăm să ne certăm pe termen lung cu autoritățile. Ce suntem, copii? De fapt, iar ăsta e un subiect foarte important, am putea să luăm lecții de la copiii noștri, care, ne place sau nu, învață mai repede decât noi să pună sistemul la punct. Un sistem învechit, nociv, mizerabil. De exemplu, Consiliul Național al Elevilor se chinuie de 4 ani să impună un statut al elevilor așa cum prevede legea. Statutul, elaborat de Consiliul Național al Elevilor, stabilește drepturile și obligațiile acestora. De 4 ani e prevăzut în legea educației, însă până acum nu a fost aprobat. Pe lista cerințelor copiilor intră decontarea integrală a transportului, manuale gratuite și pentru elevii din ultimii 2 ani de liceu, dar și posibilitatea adolescenților de a contesta notele primite. Bun, deci avem o lege care nu este pusă în aplicare de 4 ani. E, nu-i nimic nou aici, e ceva obișnuit în România să nu se respecte legile. De partea cealaltă însă avem niște copii care nu cedează. Au dreptul la un statut al elevilor care să le stabilească foarte clar drepturile și obligațiile. Așa că nu cedează, bravo lor. Și nici nu vor să accepte scuza tâmpită că ministerul e prea ocupat. E, ce să-ți povestesc. Să le dăm copiilor o mână de ajutor, zic. Așadar, care sunt cele mai importante cereri ale lor? Să vedem. Unii, mai puțin mobilați la mansardă, inclusiv din presă, au tradus asta spunând că elevii vor să-și evalueze ei profesorii. Dar de fapt nu vor decât să participe la evaluarea profesorilor. Pentru că de fapt ei sunt cei care se întâlnesc zi de zi cu profesorii și sunt îndreptățiți să aibă un punct de vedere. Nu, nu vor ei să dea profesori afară din învățământ în funcție de simpatii și antipatii. Vor doar să aibă și ei un cuvânt de spus. Țineți minte toate cazurile alea de profesori, învățători și educatori care își bat elevii sau urlă la ei în continuu? Fată, știi de ce? Știi de ce? Tot coață te numești, nerușinată. Cred că vă mut gura la ceafă. Ei bine, aș putea să pun pariu că fără să-i întrebe nimeni pe copii, toate aceste cadre didactice aveau evaluări foarte bune. Toți inspectorii școlari păreau foarte surprinși când aflau că există profesori cu apucături atât de violente. Normal, doar nu vorbea nimeni și cu elevii atunci când se făceau aceste evaluări. Ce importanță poate să aibă părerea unui elev, nu? Ce se pricepe acum elevii să facă educație? Și mai vor elevii ceva, sătui de unele abuzuri din sistem. Vi se pare aberant? Probabil că multora așa li se pare. Ce, domne, a ajuns oul să o învețe pe găină? Profesorul ar trebui să fie suveran, să poată decide singur și fără drept de apel ce notă merită un elev. Că doar de-aia el e profesor, iar elevul e elev. Cam ca doamna asta, nu? Mulți elevi au aflat că sunt prea slabi conform sistemului de evaluare al noii profesoare. Pentru a avea note bune, au început să facă meditații tot cu Adriana Niță. Da, da, ăsta e un model foarte răspândit în România. Note mici date la clasă pentru a-i determina pe părinți să-și trimită copiii la meditații. Desigur, cu același profesor. Dacă elevii ar putea să-și conteste notele pe care le consideră nedrepte, astfel de practici ar dispărea. Dar să fim serioși, cine vrea asta? Să dispară o bună parte din industria meditațiilor? Dar se poate așa ceva? Sunt foarte multe drepturi pentru elevi prevăzute în statutul propus aprobării de Consiliul Național al Elevilor, cum de altfel sunt și foarte multe obligații. Și e trist că oamenii din sistem, mulți dintre ei depășiți total, nu sunt de acord cu cele mai multe drepturi pe care le cer elevii, mai ales cu cele mai importante. Parte dintre ele sunt îndreptățite, unele mi se par un pic exagerate. Care? Dreptul la protest în unitatea de învățământ, de exemplu. Sau dreptul de a refuza participarea la ore în condiții în care programul depășește 7 ore.
Asta e o altă cerere a elevilor, să nu fie obligați să stea la școală mai mult de 7 ore pe zi. Și mi se pare normal, sunt copii, nu adulți, nebunilor ce sunteți. Nici pe adulți nu-i poți spune să muncească mai mult de 8 ore pe zi. E ilegal, sau dacă îi pui să muncească, trebuie să le plătești ore suplimentare. Dar pe copii e normal să-i pui să muncească non-stop, nu? Pentru că oricum am luat-o, ei muncesc la școală, după care mai muncesc și acasă, făcând duși temele, învățând pentru orele de a doua zi. Deci noi românii nu prea ne spetim cu munca în țara asta, dar hei, să-i punem pe copii să tragă ca niște robi, că așa se face învățământul modern, nu? Cât despre proteste, cum să protesteze elevii, domne? Cum să aibă ei acest drept? Dar ce, suntem nebuni? Unde ajungem dacă îi lăsăm de mici să se dezvolte ca niște cetățeni responsabili? În niciun caz, nu. Ar trebui să învățăm de mici că protestele sunt dăunătoare, că pot schimba sistemul, iar asta nu se poate. Eventual ar trebui să dublăm profesorii cu câte un detașament de jandarmi, să învețe ăștia mici că o pot lua pe cârcă dacă nu tac mâlc. Nu v-ar fi rușine. Așa se face educație, apă, paie și bătaie, tată! Copiii, să știți că dacă nu găsiți sprijin în altă parte, noi cei de la Starea Nației suntem alături de voi. Nu doar că vă susținem drepturile, dar de fiecare dată când veți avea un protest justificat, vom încerca să vă ajutăm după puterile noastre. Contestați orice abuz, copii, semnalați orice derapaj din sistem și protestați vehement. Dar nu uitați să mergeți la școală și să învățați. Pentru că, așa cum se vede de 26 de ani, democrație cu analfabeți nu prea se poate face. Anumite televiziuni preluase informația cu cei doi, se hotărâseu să ascundă pe unul din ei. Era un comandant pe o navă de 306 metri lungime, primele două se scufundaseu.